Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății atrag atenția asupra riscurilor care decurg din utilizarea antibioticelor pentru stimularea creșterii și prevenirea bolilor la animale. Această practică este deja adânc înrădăcinată în rândul crescătorilor de animale, deoarece le asigură o producție de carne mai mare. Totuși, utilizările constante de antibiotice la animale sunt extrem de nocive pentru oameni, deoarece pot provoca infecții periculoase declanșate de superbacterii rezistente la medicamente. În unele state, sectorul creșterii animalelor este răspunzător de circa 80% din consumul total de antibiotice. De cele mai multe ori, antibioticele sunt administrate animalelor sănătoase tocmai pentru a preveni îmbolnăvirea lor și pentru a accelera procesul de creștere. Se impune așadar o reducere semnificativă sau chiar stoparea utilizării antibioticelor de importanță medicală la animalele producătoare de hrană în vederea asigurării celor mai înalte standarde de siguranță alimentară. Am solicitat Comisiei Europene să îmi arate care este poziția sa în ceea ce privește o posibilă restricție a folosirii antibioticelor pentru stimularea creșterii și prevenirea bolilor la animalele sănătoase, a precizat Daniel Buda, europarlamentar. În răspunsul primit din partea Comisarului European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară, aceasta susține că propunerile Comisiei de noi regulamente privind medicamentele de uz veterinar și furajele medicamentate includ interzicerea autorizării medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar ca stimulatorii de creștere, interzicerea utilizării preventive a antimicrobienelor prin furaje medicamentate și alte câteva dispoziții care încurajează utilizarea responsabilă a substanțelor antimicrobiene. De la 1 ianuarie 2006, utilizarea antibioticelor ca aditivi furajeri pentru stimularea creșterii animalelor este interzisă în Uniunea Europeană. Prin urmare, în UE, antibioticele pot fi administrate doar animalelor de la care se obțin produse alimentare, ca tratament sau mijloc de prevenire a bolilor, dacă un veterinar le prescrie.